Bun, cu cine șanse puteau să spui tu, că, a fost poate și o greșeală la schimbări. L-am auzit aseară cu declarații și pe Gigi Becali. Am văzut și multe alte păreri din lumea fotbalului legate de acest aspect al schimbărilor. Nicolae Dică, imediat după ce West Ham a egalat din penalti în minutul 70, a făcut două modificări, i-a scos pe Compagnie și pe Olaru și i-a introdus pe Miculescu și Tavi Popescu. Ambele crezi tu că au fost cumva neinspirate sau, nu știu, una a fost chiar total greșită, cum vezi așa acum, la final, mă rog, văzând rezultatul? Greșit, cred că schimbări greșite, cred că prea mult spus. Neinspirate, cred că e cuvântul mai potrivit. Pentru că a introdus un jucător, Octavian Popescu, un jucător care nu știe să se apere. Și atunci nu trebuia să închidem jocul, adică să scoatem un atacant și să băgăm un fundaș. Pentru că asta s-a făcut și cu Middlesbrough. Și în momentul în care cu echipă din Anglia te retragi, îi aduci în careu, e clar că nu ai nicio șansă. Dar trebuiau la mijloc, trebuiau introduși jucători care știu să se apere mai bine. Nu știu, mă gândeam la Marco Dulca, putea fi un jucător mai util.